Domnule prim-ministru, doresc întâi să vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea de a fi lângă noi la un eveniment important, și anume semnarea contractului cu numărul 1500 în cadrul programelor operaționale coordonate de ministerul nostru din momentul în care s-a instalat guvernarea Ponta în mai 2012. 1500 de contracte. Am vrut să marcăm acest eveniment pentru că, din păcate, de-a lungul vremii, mai mulți politicieni au spus că guvernul Ponta decât plătește facturile pe contractele semnate în anii anteriori. Acest contract cu numărul 1500 reprezintă finanțarea unei școli din localitatea Bascov, din județul Argeș, și o să semnez astăzi contractul cu domnul primar. A doua știre pe care vreau să vă aduc la cunoștință și dumneavoastră și opiniei publice, săptămâna trecută am semnat 308 contracte cu 308 micro-întreprinderi în urma unor realocări de fonduri de la unele axe unde apăruseră economii și nu se mai puteau cheltui bani acolo, împreună cu cele trei ADR-uri din Sud Muntenia, Nord Vest și Nord Est și colegii noștri de la Autoritatea de Management, am reușit ca în două luni și jumătate colul să fie finalizat, contractele semnate. Asta înseamnă locuri de muncă în cele trei regiuni care chiar aveau nevoie. A treia știre pe care vreau să vă aduc la cunoștință se referă la un proiect la care dumneavoastră țineți foarte mult, și anume finalizarea lucrărilor la sutele de școli care au fost începute de guvernările anterioare și lăsate în paragină. Am finalizat depunerea de documente, depunerea de cereri de finanțare, sunt selectate 311 școli la care vor începe lucrările în august-septembrie. Este vorba de realocarea sumelor de 240 de milioane de euro de la Programul Operațional Mediu și Programul Operațional Transport. Sunt trei știri importante pe care am vrut să vi le prezint astăzi, care înseamnă pe de o parte locuri de muncă, pe de altă parte investiții masive în infrastructura școlară. Gata. Vă rog să... Eu? Bun. Bună ziua, în primul rând. Am vrut să asist la acest moment cu caracter simbolic și mă bucur că vicepremierul Dragnea v-a semnat tocmai cu un primar foarte bun, primarul de la Bascov, un proiect azi. Dar, dincolo de ceea ce Liviu Dragnea a spus deja, eu nu-i aud pe cei care vorbesc la televizor despre ce bine mergeau fondurile europene înainte și ce rău merg acum. Înainte, cred că toți românii trebuie să știe, fără niciun fel de polemică politică, absorpția și modul de derulare a programelor cu finanțare europeană a fost tragedia României în primii 5 ani după ce ne-am integrat în Uniunea Europeană. Am cheltuit doar 7% din ceea ce România avea la dispoziție. După 2012 a fost cu siguranță cel mai greu proiect, acela de a debloca absolut toate programele operaționale. L-am reușit, sunt foarte mândru de acest lucru, este o mare realizare pentru România și pentru acest guvern. Și beneficiile le simte fiecare român care, într-un fel sau altul, are ocazia de a accesa fonduri europene. Fie că e vorba de autorități locale, azi avem o primărie, fie că este vorba despre structuri neguvernamentale, în special la Pozdru, fie că este vorba despre firme private. Și mă bucur că și Liviu Dragnea din POR, așa cum am făcut la POSCE, sprijină micro-întreprinderile, adică cele care creează locuri de muncă, fie că vorbim de proiecte mari de infrastructură, practic acești bani pe care i-am deblocat din 2013 încoace, au reprezentat cu siguranță o parte importantă, alături de exporturi, de creșterea producției industriale și de agricultură, din această creștere de 4% a economiei românești, care ne-a dus pe primul loc în Europa la ceva bun. Că pe primul loc la ceva rău mai eram. La ceva bun nu prea suntem și mă bucur foarte tare. Cred și o spun azi că acest pariu câștigător trebuie continuat, pentru că avem exercițiul financiar 2014-2020,
20 de miliarde de euro la dispoziția României, puțin, dar buni și aceia. Am învățat din greșelile trecutului, cum am pierdut primii 5 ani, cum au fost blocate fondurile, avem acum o capacitate administrativă mult mai bună, avem oameni mai bine pregătiți, primarii noștri, președinții de consilii județene știu deja mult mai bine să facă proiecte, firmele private și este o uriașă șansă pentru România, 20 de miliarde de euro să fie injectați în economia românească, în societatea românească, reprezintă o șansă extraordinară pentru că de la buget 20 de miliarde de euro greu vor fi în anii care urmează. Spun asta pentru că e vorba de proiecte de infrastructură, proiecte de mediu, dar și proiecte de resurse umane. Și dacă folosim acești bani europeni pentru integrarea romilor, de exemplu, pentru că vreau să vă spun azi, România în Uniunea Europeană este țara cea mai bine văzută din punct de vedere economic, pentru că avem rezultate foarte bune, dar avem în continuare problema de integrare, nu doar a romilor, ci a tuturor celor cu venituri scăzute. Și cred că din fondurile europene 2014-2020 putem să lansăm un adevărat proiect, reconcret de data asta, nu doar vorbe, de integrare aici, în România, a tuturor celor care au venituri foarte scăzute și care trebuie, prin investiții în educație, în sănătate și în locuri de muncă, să aibă un viitor în țară. Și ultimul punct și cu asta închei, da, țin foarte mult la infrastructura de educație, ca și la cea de sănătate. Azi domnul ministru Teodorovici este din nou la Bruxelles pentru a finaliza proiectul de parteneriat, acordul de parteneriat și din nou l-am sunat să fiu sigur că cele 3 spitale regionale sunt trecute acolo, la fel tot ceea ce e de investit pe zona de școli. Însă, faptul că ne-a reușit proiectul de anul trecut și terminăm, câte școli sunt, domnul vicepremier? 300? 311 numai în colul ăsta. 311 școli începute și rămase în șantier de prin 2007, cred, 2008 încoace. Faptul că în septembrie dăm drumul la lucrări și se finalizează e un lucru extraordinar și pentru economie, dar mai ales pentru copiii care învață acolo și pentru profesorii care predau în aceste instituții. Așa încât nu pot decât să spun că mă bucur foarte tare să asist la acest moment. Și cred sincer că fiecare copil și fiecare profesor și fiecare părinte care va merge în oricare din cele 311 școli pe care le renovăm din fonduri europene, de la Bascov până la oricare din beneficiari, va simți că e cetățean european și că beneficiază într-un fel sau altul de faptul că suntem membri ai Uniunii Europene. Mult succes, domnul primar, domnul viceprim-ministru dumneavoastră. Oricum, vă urez succes, că trebuie să avem împreună succes și mă bucur foarte mult că am putut să asist la acest moment. E așa ca un tratat internațional, nu? Da. Eu doar asist. Se filmează? Unde vedeți dumneavoastră camere? Acum, asistând la acest moment, eu, de exemplu, cred foarte tare în ceea ce am discutat cu domnul ministru Teodorovici, cu domnul ministru Cotovelea și cu reprezentanții companiilor de IT din România, că pe nou exercițiu financiar nu o să prea mai avem ocazia să semnăm hârtii și că totul va fi electronic. Să dea Dumnezeu să se realizeze acest lucru și povestea românească cu ștampila și cu hârtia să rămână o chestie în istorie. Nu vreau să-l întreb pe domnul primar câta biblioraftă a făcut pentru proiect. Da? Domnul primar, poate zice și dumneavoastră ceva. Să rămână bună ziua și bine ne-am întâlnit la acest eveniment. Domnule prim-ministru, domnule viceprim-ministru, onorată asistență, este o mândrie pentru mine, în calitate de primar, pentru administrația publică locală din Bascov, pentru cetățenii comunei, poate și chiar ai județul Argeș, că participăm astăzi la acest moment festiv. Într-adevăr, nu m-am gândit niciodată că după 24 ani de administrație, sunt la al 5-lea mandat de primar, am mai avut și unul și jumătate de viceprimar, iată că particip aici la semnarea acestui document foarte important de astfel pentru viața comunității din Bascov, pentru școlile din Bascov și, de ce nu, pentru tineretul comunei Bascov.
Bașcov este o comună limitrofă orașului Pitești. Putem spune că prin Bașcov se face legătura între estul și vestul Europei prin acel pasaj subteran, prin cele două drumuri naționale, DN7, DN7C. E o comună în plină dezvoltare. Am încercat și în mare am reușit să dezvoltăm comuna atât prin fonduri guvernamentare, ministeriale, dar mai ales în ultima perioadă prin fonduri europene. Referitor la acest proiect, ce să vă spun, l-am început în anul 2005 și numai din anul 2012 s-a creat cadrul propice pentru promovarea acestui proiect. Din anul 2009 până în anul 2012 au fost, mă rog, în etapa a doua de promovare, au fost și alte probleme în verificarea documentelor. Am găsit o înțelegere extraordinară la Agenția de Dezvoltare numărul 3 Sud Muntenia, la domnul director general Liviu Mușat, care este aici și îl felicit foarte mult și vă mulțumesc foarte mult pentru echipa care conduce domnule director general și pentru toată deschiderea care ne-ați dat-o pentru promovarea acestui proiect. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că se cunoaște și nu vreau să, în fața dumneavoastră aici, că suntem împreună cu domnul premier și domnul vicepremier al României, dar se cunoaște mâna de lucrător în administrație publică, așa cum a fost domnul vicepremier Dragnea în Consiliul Județean, pentru că noi primarii simțim acest lucru, simțim efectele experienței dumnealui. De ce vreau să vă spun acest lucru? Pentru că din anul 2012 eu am mai accesat fonduri și pe Programul Național de Dezvoltare Rurală și pe SAPART. Din anul 2012, poate și noi, organele asociative, asociațiile comunelor, poate orașelor și municipiilor, poate și Uniunea Consiliului de Țele, dar mai ales Asociația Comunelor, au încercat să vină cu diferite idei la Ministerul Dezvoltării în sensul de a accesa fondurile europene mai repede, pentru că toți ne critică pe noi că stau banii la porțile Europei și primarii sunt de vină. Iată că și metodologie de punctaj și eligibilitate și cererile de accesare la finanțare, termenele de finanțare au fost modificate în bine. Și aș vrea să vă dau două exemple. Din anul 2012, TVA-ul, care era, cum să vă spun, o povară pe capul administrațiilor locale. În primul rând, administrațiile locale nu aveau bani de TVA, trebuiau plătit, găsită o sursă de finanțare ca TVA-ul să fie plătit de administrația locală și după aceea recuperat. A venit, mă rog, această propunere a noastră și care a accesat-o și a achesat-o domnul ministru și mulțumesc foarte mult, în care TVA-ul vine odată cu tranșele de plată. Tranșele de plată, termenele s-au modificat în bine, în sensul că în maxim o lună de la depunerea documentelor au venit și plățile. E un lucru extraordinar. S-a modificat în bine și cred că mai este loc, domnule viceprim-ministru, s-a modificat în bine și ordonanța 34, ceea ce înseamnă achizițiile publice, în sensul că aceste contestații, mă rog, sunt termenele care sunt limitate și cred că este un lucru foarte, foarte bun. Eu ce să vă urez, domnule viceprim-ministru, sincer, să participăm și la semnarea contractului cu numărul 15.000, poate prin mandatul dumneavoastră ăsta de încă 2 ani de zile și după aceea, poate, când la mai multe investiții, într-adevăr, vă spun cu toată sinceritatea, încercăm ca prin noua strategie de dezvoltare 2014-2020, prin simplificarea unor normative și a grilelor de punctaj și eligibilitate și a cererilor de ofertă, în așa fel încât noi primăriile, prin platformele program și prin strategiile de dezvoltare, să ținem cont, pe de o parte, de master planul județelor, iar zonele sau localitățile limitrofe orașelor să ținem cont în strategiile de dezvoltare și de dezvoltarea zonei metropolitane. Trebuie să ajungem cu localitățile noastre în jurul orașelor, cu zona metropolitană, pentru a avea un acces la un transport public modern, pentru a crea locuri de muncă, pentru a da posibilitate locuitorilor noștri dintr-o zonă sau alta să obțină locuri de muncă mai ușor. Domnule premier, sunteți de acord cu votarea unei legi amnistie? Ați mai discutat la CEX, de exemplu, de treaba asta? Nu, n-am discutat. Și doi, îi veți cere demisia Laurei Georgescu, se aude că sunt tot mai multe voci supărate în PSD pe dânsa. Considerați că sunt motivele... Dumneavoastră auziți vocile din PSD? Că eu n-aud voci în PSD. Trebuie, mai ales că... O să
Mai ales că, din câte știu eu, CNA-ul este o instituție care nu ține nici de guvern, nici de PSD. Dar doamna Georgescu a fost primisă în CNA la propunerea guvernului. Conform legii, niciun membru al CNA nu poate fi revocat. Am văzut că domnul Gigel Știrbu, un om de cultură vastă, vrea să facă o propunere să poată fi revocați membrii CNA. O susținem propunerea, o votăm. Nu am văzut cum abordează, nu am timp să văd la toate televiziunile, toate înregistrările. Nu mă ocup de ceea ce trebuie să facă guvernul și ceea ce este în atribuțiile mele legale și cred că trebuie respectată legea. Repet, dacă e o problemă de lege și dacă domnul Știrbu face acea propunere, o vom vota. Referitor la legea educației, vă rog, au avut foarte multe reacții. Foști miniștri, rectori, studenți care contestă modificările aduse legii educației. Vă spun doar câteva dintre aceste reacții. Pact național anti-educație, reduce impostura PDL, în... Nu, da, dar sunt și rectori în funcție, cum ar fi rectorul de la Babeș-Bolyai. Raționamentul pentru care au fost aduse, vă rog, aceste modificări și de ce prin ordonanță de guvern? De urgență. Pentru că este propunerea Ministerului Educației, se referă la noul an universitar și, din punctul meu de vedere, consultând toate ministerele și specialiștii, repară o parte din greșelile făcute în sistemul de educație de guvernul PDL. Ca să fiu sincer, nu știu fiecare detaliu. De aceea a fost inițiat de către Ministerul Educației. Dar de ce prin ordonanță de urgență? Reiau, până mă fac înțeles. Fiind vorba despre anul universitar 1 octombrie, dacă trimitem un proiect de lege, iulie-august este vacanță parlamentară, se poate adopta cel mai devreme prin noiembrie. Deci cred că, sau dacă e prea complicat ce spun, mai spun o dată. Ca să intre în vigoare până la 1 octombrie. Înțeleg că urmează 311 școli pentru care se vor da bani, a spus că sunt școli începute, de deci aceste 311 școli vor fi reabilitate tot cu fonduri europene, da? Este vorba de un număr impresionant de școli care au fost începute de tot vorbim de foștii miniștri, de foștii miniștri ai educației de-a lungul anilor, începând din 2007, care erau și care au fusese rălăt, au fost începute și au fost lăsate. În diverse stadii de execuție, practic lăsate de izbeliște. Primul ministru a primit de la mine și de la Ministrul Educației în toamna anului trecut o informare cu această situație, după părerea mea, extrem de gravă, pentru că vorbim de sute de școli care sunt închise și care sunt șantele deschise și copiii sunt deschiși în alte școli. Și a cerut să identificăm sume în alte programe operaționale care riscau să nu poată să cheltuiască toți banii și am identificat 240 de milioane din post mediu și post transport, au fost transferate la programul operațional regional după ce am negociat cu Comisia Europeană și din acești bani se continuă lucrările începute în anii precedenți. Până acum sunt depuse și acceptate 311 cereri de finanțare separat de celelalte școli pe care le finanțăm tot prin programul operațional regional, dacă au fost care sunt contractate de la zero, adică lucrare nouă. Și care sunt chiar pe port. Care, tot ce vorbim numai de programul operațional regional. Au fost bani din programul de mediu, din programul de transport, transferați în programul operațional regional și de aici finanțăm aceste școli. Bun, întrebarea mea este ce se întâmplă cu școlile? Ce se întâmplă cu școlile care au fost construite sau reabilitate, sunt terminate, dar primăria nu a primit nici până acum bani. Este cazul acelei comune din Bacău, Ardeoan, care a intrat în insolvență pentru că nu a primit nici acum bani pentru o școală pe care au construit-o. Am înțeles. În de guvern a vechilor... Nu. Acest exemplu ne spune despre un alt fenomen foarte rău care s-a întâmplat în ultimii ani. Nu au existat contracte ferme de finanțare, cum avem acum la Ministerul Dezvoltării, între minister și autoritatea locală, care îi se spune clar care este suma certă pentru anul în curs.
are 3 milioane de lei, să zicem noi, de 3 milioane trebuie să facă lucrări. A ajuns la 3 milioane, nu mai face lucrări în continuare. Din păcate, în anii precedenți, ministru, ministrii, deputații, prefecții, le spuneau primarilor, spuneți constructorul să lucreze, că o să le dăm bani pentru campaniile electorale. Și au ajuns în situația în care n-au avut prevedere bugetară, n-au avut finanțare, constructorii au lucrat în speranța că primarul va rezolva cu parlamentarul sau cu ministrul să aducă finanțare și am ajuns în situația în care numai la ministerul ăsta avem peste 3.000 de contract, de obiective începute în diverse stadii și cu foarte multe arierate. O parte din arierate au fost stinse în două sau trei valuri, 2012 și 2013, iar la celelalte, prin programul de dezvoltare locală, le finanțăm în continuare în măsura în care ne permite anvelopa bugetară. Deci, despre acel obiectiv, nu a avut un contract și o sumă prevăzută și guvernul nu și-a achitat obligația. Dar a fost făcută baza unei hotărâri de guvern. A existat o hotărâre de guvern, e adevărat, al guvern, nu al dumneavoastră. Nu există o hotărâre de guvern care să aloce bani pentru obiectiv. Nu s-au alocat bani. Înțelegeți? Au fost încredere pe cuvântul doamnei Udrea. Așa s-au făcut toate acele lucrări pe care acum alergăm după ele și intră primăriile în faliment. Pentru că doamna Udrea mergea și le spunea. Acum toată lumea știa care trecere. Dar n-a avut tot timpul. Dar bani n-au fost niciodată alocați. Și în cazul celor de la Bion, ce faceți? Îi lăsați în insolvență? Noi găsăm în insolvență, dar nici nu putem să mergem cu camionul de bani la primăriile care au generat asemenea arierate, lăsând în... Deci ei și-au făcut lucrări fără să aibă bani. Alți primari, cea mai mare parte dintre ei, oameni gospodari, oameni cu respect față de lege, au cheltuit când au avut clapul. Și acum noi să dăm bani în continuare tot la cei care au greșit, privând comunitățile care sunt produse de primari serioși de surse de finanțare. Dar asta nu înseamnă că va rămâne. Este în atenția noastră, este în analiză și sigur că în perioada următoare vom găsi o soluție, după rectificare. Dar este un exemplu care nu trebuie încurajat. Domnule premier, mă văd nevoie să revin, în ce scuze, ca șef al instituției și care o să revin, tot pe doamna pentru a ajunge în cinea, ce vă împiedică să-i cereți demisia? Legea. Măcar formal ar fi un cuvânt destul de greu. Când sunt atât timp cât ocup funcția de prim-ministru și în orice funcție publică importantă pe care o voi ocupa de acum încolo, mă împiedică, dacă mă împiedică legea, nu pot să fac lucruri spre satisfacția dumneavoastră. Deci fac numai lucruri legale. De aceea am insistat pe faptul că dacă domnul Șpirbu vine cu proiectul de lege, schimbăm legea și în baza schimbării propuse de domnul academician doctor inginer Șpirbu, acționez imediat. Nu puteți să-mi cereți să fac ceva împotriva legii cât timp am o poziție publică și în statul român important. Domnul Dragnea, puteți să-mi spuneți dacă dumneavoastră luați în calcul să candidați la președinția PSD? Deci, vezi ce spui că titlul... Eu acum înțeleg că ai vrea să treci să se confirme titlul. Am spus-o public de mai multe ori. Am spus-o și mai ferm la Mureș. Eu o spun și acum. Eu le-am cerut de mult tuturor colegilor să ajungem să avem această problemă. Acum avem președintele partidului care este Victor Ponta, avem ministrul care este Victor Ponta. După ce Victor Ponta va fi președintele României, avem timp suficient până la Congres pentru fiecare să-și facă campanie în partid, să se organizeze, să autopromoveze. Nu avem ce să discutăm la Codex. Noi discutăm de... am auzit că există o pădure, ar fi un rus acolo și deja ne batem pe piele. Nu este așa ceva. Niciodată n-am încurajat lucrul ăsta și niciodată n-am spus că eu sunt preocupat de acest lucru. Să ajungem să avem acest lucru. Dar poate să fiți deranjat de declarația făcută de premier astăzi? Eu am citit declarația, nu timp. Și am citit-o când mi-a arătat-o, deci n-am citit. Nu mi-a dat nimeni informația. Conținutul declarației este foarte corect. Deci ați avut o discuție cu premierul pe această temă, să înțeleg. M-am amuzat, pentru că realmente e o chestie profi. Să faci dintr-o știre pozitivă un titlu negativ, nu e simplu. Trebuie să fie pregătire pentru asta. Și îmi place când oamenii sunt profesioniști. Chiar și când fac lucruri rele. Dar